Tăiarea fraierilor. România. O judecătoare din Constanța este prinsă când lua mită ca să dă o soluție favorabilă într-un dosar pentru un primar hoț tot din Constanța. Prejudiciu calculat 100 de milioane de lei, 20 milioane de euro. Este trimisă în judecată, condamnată în primă instanță la șapte ani cu executare. Face apel că e dreptul omului, se te diversează dosarul încă șase ani la Curtea de Abel București și încă doi ani pe la înalta Curte de Casație Justiție. Și acum ce să vezi? Se prescriu faptele penale, nu mai intră în pușcărie. Dar stați că nu e tot. Prejudiciu, credeți că l-a plătit? Nici vorbă, nu a plătit niciun prejudiciu și nu va plăti niciun prejudiciu. Credeți că e tot? Nici vorbă, va primi despăgubiri 600.000 de, de euro pe perioada cât a fost suspendată din magistratură, din banii noștri, ai fraierilor, evident. Credeți că e tot? Nici vorbă, va fi repus în funcție de șef de secție penală la tribunalul unde activa Adică să monitorizeze, să supervizeze, să judece corect colegii ei. Credeți că e tot? Nici vorbă. Se va pensiona și va primi pensie specială de magistrat de zeci de de lei pe lună. Asta este România. Când mai mergeți la vot să puneți ștampila pe PNL și PSD, gândiți-vă că în același timp vă puneți o ștampilă pe frunte pe care scrie fraier.